Bărbatul se afla la o reuniune de promoție cu foști colegi de clasă la un local din Huș. La un moment dat, după miezul nopții, acesta a ieșit pe terasă, unde a avut o discuție în contradictoriu cu o persoană. În conflict au intervenit doi indivizi, iar tânărul a încercat să evite un scandal și să plece. Unul dintre agresori a aruncat însă cu un par înspre el, lovindu-l direct în ochiul drept. Bărbatul a căzut, moment în care atacatorii s-au năpustit asupra sa, lovindu-l cu pumnii și picioarele. Am fost agresat violent, lovit cu un pahar în glob ocular, secționat în două. După care am fost lovit cu brutalitate de aceleași persoane cu picioarele, până nu a mai știut de mine. Victima va avea nevoie de 4 luni de îngrijiri medicale, iar medicii sunt rezervați în privința funcțiilor oculare ale ochiului lovit. Au sărit asupra mea ca niște vandali, m-au lovit din toate, pentru că aveam vânătăi pe toată fața, pe tot capul. Am fost pur și simplu călcat în picioare. Victima a depus plângere la poliție pentru ca agresorii să fie pedepsiți. Față de cele două persoane, polițiștii și-au luat măsura reținerii, fiind prezentate ulterior la parchetul de pe lângă judecătoria Huș, unde s-a dispus cercetarea acestora în stare de libertate. Tânărul este traumatizat și se teme că în orice moment ar putea deveni din nou victima celor doi. Eu sunt traumatizat fizic, psihic și moral, chiar pot să spun, pentru că nu mă simt în liniștea mea ca individ, în statul român, să merg pe aceeași stradă cu o persoană care m-a făcut neom și el să-mi râd în față și eu să aplec capul. Bărbatul s-a adresat parchetului Huș cu o plângere împotriva măsurii de cercetare în libertate a învinuiților și așteaptă o soluționare favorabilă. Este dispus să meargă până în pânzele albe pentru a obține dreptatea cuvenită și liniștea de care are nevoie pentru a-și continua viața după ce a rămas mutilat.